Principalul criteriu la alegerea unui cățeluș va fi temperamentul animalului, comportament echilibrat, bunăvoință, jucăuș, neagresivitate, atitudine față de copii. În articol voi lua în considerare rasele de câini calme, dimensiunile, avantajele și dezavantajele caracterului lor, pentru care proprietari sunt potrivite. Cea mai calmă rasă de câini. Mops, prețul pentru un cățeluș pug va fi de 15.000 la 30.000 de ruble. Animale mici, drăguțe și binevoitoare, înălțimea la greabă în 25 la 36 cm, greutatea de la 6 la 10 kg, însoțitor loial, jucăuș, sociabil, devotat, nu prea activ, spun despre ei un câine pentru leneș. Mops nu este nevoie de activitate fizică activă, le place să se culce, să doarmă mai mult. Calm, bun în temperament, dimensiuni reduse, fac din carlige cel mai popular câine pentru casă. Dezavantajul animalului de companie este neagră pe tot parcursul anului, care necesită îngrijire specială pentru blană. Potrivit proprietarilor fără experiență în manipularea animalelor, înțelegeți-vă bine cu copiii. Labrador, prețul unui cățeluș al unui golden retriever va fi de 25.000 la 60.000 de ruble. Câinele este de dimensiuni mari, înălțimea la greabă este de 51 la 61 cm, greutatea este de la 26 la 41,5 kg. Prin natura lor, goldens sunt activi, prietenoși, întotdeauna gata de joc, duri, inteligenți, neagresivi, loiali. Minus, îngrijirea temeinică a stratului în timpul perioadei de vărsare, de 2 ori pe an. Animalul are nevoie de activitate fizică activă, deci nu este potrivit pentru persoanele care nu au timp pentru asta. De aur pot fi începute de un începător, sunt ușor de antrenat, se înțeleg cu copiii, se îngrijesc. Cavalier King Charles Spaniel, prețul unui cățeluș Cavalier King Charles Spaniel va fi de 25.000 la 45.000 de ruble, de dimensiuni mici, înălțime la greabă în 25 la 30 cm, greutate de la 4 la 8 kg. Calm în caracter, blând, afectuos, prietenos. Cavalier King Charles Spaniel nu au nevoie de multă activitate fizică, sunt ușor de îngrijit, ceea ce le face o rasă populară de familie. Potrivit pentru o familie tânără cu copii și luminează singurătatea persoanelor în vârstă. Bulldog englez, rasa medie, înălțime la greabă în 31 la 40 cm, greutate de la 22 la 25 kg. Calm, loial familiei, se înțelege cu copiii, câine inteligent. Prețul pentru un cățeluș bulldog englez va fi de 15.000 la 45.000 de ruble. Îi numesc bulldogii englezi leneși din cauza executării lente a comenzilor, dar această rasă preferă să o gândească cu atenție și abia apoi o face. Sunt activi și au nevoie de mișcare. Socializarea și antrenamentul sunt foarte importante pentru acest animal, altfel este posibilă agresiunea față de alte specii de animale. Bulldog englez aparțin raselor dominante. Trebuie întotdeauna să arate cine este responsabil în casă. Foarte nevoie de atenția proprietarului. Nu este potrivit pentru cei care nu au timp pentru un câine. Scharpei, prețul unui cățeluș va fi de 20.000 la 40.000 de ruble. Rasă mare, înălțime la greabă în 46 la 51 cm, greutate corporală de la 18 la 25 kg. Scharpei sunt deștepți, capricioși, sociabili, independenți, ascultători, loiali, calmi, sunt atenți la străini. De aceea socializarea timpurie în societate este importantă. Ca bulldogii englezi, scharpe înclinat spre dominare, așa că trebuie să arăți la timp cine este șeful. Potrivit pentru proprietarii experimentați, încrezători în sine, cu un caracter puternic. Copiii sunt tratați bine numai dacă au crescut împreună. Basset Hound, prețul pentru un cățeluș va fi de 25.000 la 45.000 de ruble. Câine de talie medie, înălțime la greabă în 33 la 38 cm, greutate 8
18 la 27 kg, Cain Bassett docile, sociabile, inteligente, loiale, dar în același timp lente și încăpățânate animale. Minus, greu de dresat. Dacă câinele nu are chef să facă exercițiul, este puțin probabil ca proprietarul să îl realizeze. Rasa rezistentă la stres poate prelua conducerea în familie. Basset sunt potrivite pentru oamenii răbdători, încrezători, crescători de câini experimentați. Sfântul Bernard, prețul unui cățeluș va fi de 15.000 la 45.000 de ruble. Câine mare, înălțime la greabă în 61 la 70 cm, greutate corporală de la 50 la 91. Sfântul Bernard cu caracter flegmatic, loial proprietarului, inteligent, urmează perfect comenzile, au nevoie de o comunicare constantă. Înțelegeți-vă bine cu copiii, potrivit pentru proprietarii fără experiență în creșterea câinilor. Dimensiunea mare a câinelui necesită anumite abilități în antrenarea și socializarea animalului. Newfoundland, prețul unui cățeluș din Newfoundland va fi de 35.000 la 50.000 de ruble. Câine de dimensiuni mari, înălțime la greabă în 63 la 74 cm, greutate corporală de la 45 la 68 kg. Newfoundland amabil, echilibrat, inteligent, ascultător, devotat familiei, puternic, curajos. Nu e de mirare că și-au găsit aplicația în rolul salvatorilor. La cel mai mic semn că se grăbesc să ajute în necarea oamenilor, potrivit pentru proprietarii și începătorii experimentați. Un dezavantaj semnificativ este dimensiunea animalului, dar docilitatea caracterului ajută la antrenarea rapidă a câinelui și menținerea acestuia sub control, neagresiv. Înțelegeți bine cu alte animale de companie, iubiți și îngrijiți copiii. Câine de munte bernez, câinele este mare, înălțimea la greabă este de 58 la 71 cm, greutatea este de la 36 la 50 kg. Prețul unui cățeluș bernez mountain dog va fi de 25.000. 50.000 de ruble. Câinele de munte bernez este calm, cu minte, devotat familiei sale, necesită atenția proprietarului, are instincte de păstor, greu de învățat, va fi nevoie de răbdare și ceva timp pentru a avea succes. Înțelegeți-vă cu copiii și controlați-vă toate acțiunile, potrivite pentru proprietarii de câini fără experiență. Înțelegeți-vă cu alte tipuri de animale. Alaska Klykai, Alaska Klykai sau Mini Huskies sunt de trei tipuri. Jucărie, înălțime de până la 34 cm, greutate de până la 4,1 kg. Mini, înălțime 33 la 38 cm, greutate de la 4,5 la 6,8 kg, standard 38 la 43 cm, greutate de la 7,3 la 10 kg. Rasa este rară, deci prețul unui cățeluș Alakian Klykai va fi de 50.000 de ruble. Prin natură, câini liniștiți, tăcuți, amabili, afectuoși, jucăuși, loiali, ceea ce îi deosebește foarte mult de husky. Pentru a-l atra, preferă melodii melodice persistente. Se înțeleg cu copiii, pot fi lăsați cadă dacă ea va avea grijă întotdeauna de copil. Străinii sunt neîncrezători, potriviți pentru proprietarii neexperimentați. Cum să te comporti cu proprietarul, astfel încât animalul de companie să rămână calm? Orice rasă are nevoie de atenția proprietarului. Pentru ca animalul tău de companie să fie calm, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru conținutul său: socializarea în societate a oamenilor și animalelor, educație și formare adecvată, încurajarea comportamentului pozitiv al animalelor de companie, dieta echilibrată, punct și virgulă, proceduri de igienă și îngrijire, plimbări și mișcare, atenție și comunicare cu animalul. Câinii calmi la temperament sunt potriviti pentru orice familie. Pentru a crește un animal de companie adecvat, are nevoie de educație și socializare. Chiar și un animal liniștit și blând poate crește un monstru, astfel încât manipularea și responsabilitatea corespunzătoare sunt cheia succesului. Distribuie pe rețelele de socializare